Iuliu Alin Udriște este candidatul ales de liberalii mehedințeni pentru a reda Mehedințiului locul pe care îl merită pe hartă. Alin Udriște și-a propus să candideze pentru un nou mandat pentru a continua să sprijine micii antreprenori și să promoveze turismul în județul nostru. Vreau să axez cumva programul nostru al parlamentarilor sau al meu și al parlamentarilor de Mehedinți din punctul meu de vedere pe trei axe. Ne trebuie niște IMM-uri dezvoltate, un mediu economic dezvoltat, turism, pentru că suntem cu spatele la autostrada albastră, la Dunăre. Și aici, bună cu excelența sa, avem nevoie de trei porturi turistice. Orșova, Severin și Cetate. Obligatoriu. Trei pasagerii pe lângă noi. Vasele pasageri trebuie pe lângă noi. Și cei mai rapizi bani europeni. În cariera sa, Alin Udriște a lucrat atât în domeniul public cât și în cel privat, unde a condus Societatea Națională a Apelor Minerale, a promovat exploatarea responsabilă a resurselor naturale și a creat un brand național de apă minerală, un proiect cu impact economic important pentru România. În Parlament a luptat pentru neimpozitarea pensiilor sub 3.000 de lei, eliminarea dublei impozitări pentru pilonul 2 de pensii și menținerea cotei unice.